Nu doar dimineața, ci și în seara din Duminica Patimilor, ortodoxii merg din nou la biserică, de data aceasta pentru a asculta deniile, slujbele speciale dinaintea Paștelui. De Florii, milioane de români își sărbătoresc onomastica, respectiv 335.000 de persoane care poartă numele de Florin, alți 147.000 Viorel, iar 55.000 Florian. Iar lista continuă, pentru că pe bărbații mai cheamă și Bujor sau Laur. Din totalul fetelor și femeilor cu nume de flori, cele mai multe, 146.300, se numesc Viorica, 129.000 Florentina, 93.000 Florica. Și în cazul lor, lista continuă cu nume de la toate florile pământului, unele chiar mai puțin întâlnite, cum ar fi garofița, anemona, micșunica, romanița, panseluța sau crizantema. Tot duminică 17 aprilie, catolicii sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos. Unu TV le urează un Paște fericit, iar ortodoxilor ce-și sărbătoresc onomastica de Florii, la mulți ani și multă sănătate!